11 persoane au fost reținute pentru proxenetism în această dimineață în urma unor percheziții care au avut loc la 9 adrese din Timișoara. Polițiștii de la combaterea crimei organizate au anihilat o grupare de trafic de persoane specializată în prostituție și proxenetism. Printre cei reținuți în această dimineață se numără membri ai clanului Sprânceană. De altfel, liderii grupării de traficanți de persoane au mai fost cercetați pentru proxenetism. Oamenii legi vorbesc de o grupare care a acționat de mai bine de un an și care a fost monitorizată timp de câteva luni. Anchetatorii spun că membrii grupării ofereau fete doritorilor de plăceri carnale. Vorbim de cel puțin 8 tinere care își vindeau trupul pentru sume cuprinse între 150 și 200 de lei. Cea mai mare parte a banilor încasați de tinere era luată de membrii grupării. Fetele care aveau chiar și 8-10 clienți pe zi se prostituau prin parcări, dar aveau și câteva apartamente închiriate în Timișoara. 11 persoane vor fi duse la sediul DIICOT pentru audieri. Suspecții în acest dosar sunt acuzați de trafic de persoane, constituire de grup infracțional organizat și proxenetism.